Suntem pe aceeași frecvență cu tine. Love it. Europa FM. Ce efect liniștitor are muzica Europa FM. Câteodată, bine ai venit, Cătălin Striblea, în studio. Pregătim rațiunea zilei. Salutare, bine v-am găsit. Noi rămânem neliniștiți pentru că privim la ce se întâmplă în jur și aflăm în continuare tot felul de lucruri pe care... Zic că, da, lucruri care nu ne plac. N-am fi zis că le-am aflat în 2022. Dacă te uiți la fluxurile de știri minut de minut, poți să te îngrozești. Dacă te uiți pe canalele de Telegram, care cele mai multe nu cenzurează ceea ce e în Ucraina, cum fac televiziunile, da? Să vedeți că lucrurile sunt mult mai îngrozitoare. Acum eu însă vreau să vă pun pe gânduri cu alt lucru și sigur că puteți să scrieți și pe WhatsApp. Poate facem la un moment dat și România Direct. Da. Ia să vedem. Rațiunea zilei de Cătălin Striblea la Europa FM. Prieteni, știți că una dintre consecințele acestui război este suspendarea sau interzicerea echipelor și federațiilor rusești sau sportivilor ruși în diverse competiții. Asta a pornit după cererea făcută de Naționala de Fotbal a Poloniei. Cu care fotbalul, cu fotbalul, da. Și a zis Naționala de Fotbal a Poloniei, domnule, nu jucăm, stai liniștit, deci noi nu jucăm cu ăștia. Fie că noi pierdem campionatul mondial, că asta era miza, nu? Că s-a acolo patru echipe care joacă pentru campionatul mondial. Polonia trebuia să joace parcă cu Rusia și mai erau încă două care câștigătoarea dintre ele juca cu câștigătoarea dintre astea. Parcă așa era făcută. Și toate trei până la urmă au zis, domnule, noi nu jucăm cu Rusia. A venit federația, a venit FIFA, da, și a zis, domnule, hai să facem cu Comitetul Internațional Olimpic, fără steag, fără imn, știți voi, cum facem și la Olimpiadă. Și oamenii au zis, nu, de data asta nu e jucărie, hai că dacă în ultimii ani am mai făcut chestiunea asta și am acceptat cu Rusia, zice, de data asta nu. După răspunsul ăsta, Comitetul Internațional Olimpic și-a dat seama că lucrurile sunt mult mai complicate și sigur că în zona asta sancțiilor a intrat și această recomandare venită, eu o recomandare venită de la Comitetul Internațional Olimpic, care a zis federațiilor, fără atleții ruși. UEFA a exclus și Spartak Moscova, da, din UEFA Champions League. Da, a urmat și handbalul și rugby-ul. Tenisul, în schimb, nu a luat măsuri. Tenisul a zis așa, domnule, interzicem naționala de tenis, sau, mă rog, echipa de cupă Davis, cum ar veni, și echipa de la feminin care joacă cealaltă cupă, și îmi scap acum, am un lapsus, îmi pare rău. Există o cupă pentru fete care e similară cupei Davis și suspendăm un turneu de la Sankt Petersburg din luna octombrie. Asta a fost tot. În rest, sportivii ruși pot să joace. Bun, aici un fenomen mai amplu, pentru că au fost îndepărtați dirijori, soprane ruse, e o chestie mai amplă. Și multă lume s-a întrebat, domnule, dar ce are sportul cu chestia asta? De ce să-l interzici, au spus unii oameni, pe Daniil Medvedev să joace la un turneu, să câștige un turneu, pentru că el, până la urmă, e un om nevinovat în această chestiune și nu poți să-i pui în cârcă sancțiunile pe care ar trebui să le sufere președintele Rusiei. Bun, și poate pe de-o parte e intuit, poate nu e o sancțiune dreaptă, mă rog, nici nu există sancțiune, dar să zicem modul în care se discută. Până la urmă, Daniil Medvedev, ca să dau un exemplu, este numărul 1 mondial, un om urmărit de milioane de oameni și cunoscut de milioane de oameni, și acasă la el în Rusia este cunoscut de milioane de oameni. Vorbele lui contează. Daniil Medvedev sau Maria Sharapova, al caz, au pus pe Instagram niște cuvinte în care au spus pace, să fie pace în lume, fără să spună Rusia, fără să spună Ucraina, fără să spună război, fără să spună crime, fără să spună Putin, fără să aibă un protest. Eu nici măcar nu-i cer lui Daniil Medvedev să aibă un protest în fața Kremlinului împotriva lui Putin. Sigur că asta poate duce la costul vieții. Dar trebuie să aibă o doză minimă de curaj și să spună nu este corect ca țara mea să omoare civili în Ucraina. Despre asta e vorba. Ca mesajul lui să ajungă către poporul rus, care să vadă ce se întâmplă. E o datorie și o responsabilitate pe care omul ăsta o are de la înălțimea poziției sale în lumea sportului. Pentru că lumea sportului, lumea occidentală, lumea democratică i-a dat posibilitatea lui Daniil Medvedev să se dezvolte ca profesionist și ca persoană, punându-i la dispoziție bani, milioane de euro să se dezvolte, pe care i-a câștigat pe drept cuvânt. Dar intri și într-un sistem de responsabilități. De asta eu zic că sancțiunile astea sunt îndrituite pe o perioadă, până când lumea începe să vorbească. Capitanul echipei de fotbal, domnul Giuba,
ne-a spus să nu-l mai jignim. El locuiește la Zenit. Și a spus că e mândru că e rus. Foarte bine. Avem mândria naționalităților noastre. Dar în același timp avem și datoria de a spune când națiile noastre greșesc sau când liderii noștri greșesc. Probabil este frică, foarte frică. Le este foarte frică. Știi cum e, ceaiul te poate ajunge și într-o țară occidentală. Știu, așa că trebuie să cântărească foarte bine cuvintele. Bănuiesc că despre asta este vorba. Sau... Gari Kasparov protestează de ani de zile. De ani de zile. De ani de zile protestează Gari Kasparov și da, poate este greu, dar el știe ce înseamnă piciorul rus și sovietic asupra sa. Noi să înțelegem că această dramă nu se oprește până când oamenii obișnuiți de acolo nu vor vorbi. Până când nemulțumirea ajunge acolo. De ce să vorbim despre pace? Dar în țara ta, în momentul ăsta în care tu trăiești într-o lume liberă și câștigi milioane de euro, pe drept cuvânt îi câștigi, că e munca ta. Dar ești un om bogat, ești un om celebru. Oamenii care sunt la tine în țară, familia ta, prietenii tăi, oameni obișnuiți care au alte drumuri în viață, au sărăcit astăzi. Au sărăcit, banii lor nu mai valorează nimic, nu mai au voie să iasă în stradă, nu o să mai aibă mulți locuri de muncă, nu se mai pot uita la Netflix, la cele mai banale lucruri din lume, înțelegeți, pentru noi. Asta se întâmplă zilele astea în Rusia, oameni buni. Faptul că sportivii de elită tac nu e un lucru firesc în condițiile astea. Bine, probabil după război foarte mulți vitezi se vor arăta, nu vorba... Da, acum e momentul când te uiți. Nu poți să spui ca Maria Șarapova. Îmi pare foarte rău. Maria Șarapova a pus pe Instagram să fie pace în lume. Și a trăiește în Statele Unite ea... de la 4 ani, 5 ani. Da, ea libertatea este cu atât mai mare. După care s-a posat cu o poșetă Dior. Păi ce să fac? Și a zis că e minima grea aici la Paris. Bă, dar nu e atât de grea încât să nu te posezi cu chestia aia zilele astea. Apropo, știi că au fost interziși și proprietarii ruși de pisici de la concursurile internaționale? Nu se mai auzit, pot duce cu muța la concurs. Da, oricum n-aveau cum să se ducă săracii. Sincer, mi-e milă, sancțiunile astea sunt groaznice. Niciodată în istoria lumii nu au fost așa sancțiuni. Gândește-te că oricum n-aveau cum să se ducă, că avioanele sunt oprite. Și acum să o iei cu mașina să te duci din Rusia la concurs, în oriunde ar fi concursul ăla, parcă nu vine. Da. Uite că am primit de la ascultătorii noștri fideli FedCap, aveam lapsus. Da. Deci Cupa Davis și Cupa FedCap. Davis și FedCap. Mulțumim, da. Cătălin, te așteptăm și mâine alături de noi. Suntem pe aceeași frecvență cu tine. Love it. Europa FM.